Bună seara! Bine v-am găsit la un nou webinar din seria Educația la timpul prezent. Numele meu este Irina și am alături de mine în seara aceasta pe Magda, colega mea, Anca, cea care ne va ajuta cu traducerea acestui eveniment și, bineînțeles, invitata noastră, Laura. Laura este învățătoare și vine din țara Galilor, din UK, și ne va povesti puțin despre ce înseamnă lucru cu copii mici, de vârste mici, în țara ei. De asemenea, vă reamintesc că acest eveniment poate fi urmărit live. Dumneavoastră puteți să adăugați întrebări către invitatul nostru în secțiunea de comentarii sau chat, iar noi pe parcursul acestei întâlniri îl vom prelua și vom încerca să răspundem la cât mai multe dintre ele. Așa că așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră să fie cât mai energică și cât mai dinamică. Și de asemenea, diplomele de participare se vor primi la finalul evenimentului pe baza unui formular de feedback pe care noi îl vom posta în ultimele 5 minute ale întâlnirii. Dumneavoastră trebuie să intrați, să completați acest formular și în următoarele 2-3 zile veți primi și diplomele de participare. Cu mențiunea că pentru a completa acest formular trebuie să aveți un cont activ pe platforma noastră. În cazul în care încă nu aveți acest cont făcut, puteți să începeți de acum să îl activați, astfel încât atunci la finalul webinarului să nu fie probleme. Bun, acum o să începem. Bună seara, Laura! Bună seara, Anca! Good evening, Laura! Hi, good evening, everyone! Bună seara tuturor! Suntem fericiți să te avem alături de noi, Laura. We are delighted to have you here with us, Laura. Well, it's nice to see everyone. Nice to finally meet everybody online. Mă bucur și eu să am ocazia să vă întâlnesc în sfârșit pe toți aici online. Cred că ai putea să te prezinți puțin, să le spui oamenilor cine ești, cu ce te ocupi în țara ta. We would like you to introduce yourself, Laura, to tell us who you are and what you do in your country. My name's Laura and I've been teaching in North Wales for 18 years. I currently teach year one and two, which are pupils who are aged 5 going on to 6 and 6 going on to 7, and I currently work part-time. Numele meu este Laura, sunt din regiunea North Wales, din țara Galilor, sunt învățătoare de 18 ani și în prezent sunt învățătoare la clasa 1 și clasa 2, sau anul 1 și anul 2, cum îi numim noi. Este vorba despre copii cu vârste între 5 și 6 ani și 6 și 7 ani și în prezent lucrez part-time, cu jumătate de normă. Mulțumim mult! Știm că ai pregătit o prezentare pentru noi, așa că propun să începem cu partea aceasta de prezentare, urmând ca după aceea să preluăm întrebările pe parcurs. Thank you very much. I know you prepared a PowerPoint presentation for us, so I would like us to start with that presentation and then we will proceed with the questions. Okay, no problem at all. You just let me know that you can see the PowerPoint. O clipă, să afișez prezentarea și vă rog să-mi confirmați că o vedeți. Este foarte bine. Very well, we can see it. Okay, so this is the town that I live in and also teach in. This is the town of Conway, which is a small coastal town with our famous castle, which was built nearly 800 years ago. And this is my class here. I currently teach a class of 29 pupils, a mixed year group of year one and year two. This week, we're currently starting a new topic. Our topic is about birds and how we can encourage more birds to come to our school garden. Iată, acesta este orașul din care provin eu, se numește Conway și este un mic orășel în nordul țării Galilor. Vedeți în imagine castelul din orașul nostru, care a fost construit în urmă cu mai bine de 800 de ani. În partea dreaptă vedeți clasa mea, am 29 de elevi, o clasă combinată, anul 1 și anul 2, iar săptămâna aceasta am început un nou subiect la clasă, discutăm despre păsări și ce putem noi face să atragem mai multe păsări în grădina școlii. Okay, to continue. So my class, as I say, our new topic is the study of how we can attract more birds to our school garden. So our new curriculum in Wales gives us the opportunity to plan our own curriculum. So as a school,
we've chosen an entry point or question of how we can attract more birds to our school garden. Vorbeam despre noul subiect pe care l-am început săptămâna aceasta și anume legat de natură, cum să tragem mai multe păsări în grădina școlii. Legat de programa noastră în Țara Galilor, trebuie să vă spun că avem ocazia de a ne planifica lecțiile, propria curriculă și putem să introducem câteva puncte de discuție, câteva întrebări pentru fiecare astfel de subiect. And this is the choice of choosing this as a topic is our head teacher, as you know, is really into the outdoor area, as are a lot of our staff. And we've started to use the outdoor area even more as a result of the pandemic. And we're lucky that we have quite large grounds, school grounds to use. Subiectul acesta a fost ales pentru că, după cum probabil știți, și directorul școlii noastre și mare parte din personalul didactic este foarte interesat. Spuneam că acest subiect este foarte interesant pentru noi, pentru că directorul școlii și personalul din școală este foarte interesat de desfășurarea activităților în aer liber, mai ales în acest context pandemic. Suntem cu adevărat norocoși că avem mult spațiu la dispoziție, mult teren aferent școlii noastre. So last spring, lots of staff were invited to take part in a course, an outdoor education course, which I also undertook. Primăvara trecută, colegii mei, personalul didactic, a fost invitat să participe la un curs despre cum să ținem orele în aer liber și eu am fost invitată la rândul meu să vorbesc la acest curs. And this gave us lots of ideas how to take learning in general outside, not just learning about trees and leaves and plants, but how to practice mathematics and language in the outdoor area too. Acest curs ne-a permis să dezvoltăm numeroase idei despre cum putem duce procesul de învățare în aer liber. Și nu să vorbim numai despre copaci, despre frunze și despre plante, ci despre cum putem să predăm efectiv și matematică și cursul de limbă tot în aer liber. So what you can see in the picture with the children is what we've done in the last week is we came up, the staff have all come up with a whole school approach of the question how we can attract more birds to the school garden. And from there, we've asked the children for their ideas. So it's more what do they want to learn rather than us planning the curriculum. În fotografia cu elevii de pe ecran, este vorba despre abordarea pe care am adoptat-o la nivel de școală. Legat de subiectul acesta, legat de păsări, este mai mult vorba despre idei promovate de copii, ce anume vor ei să învețe pe această temă, mai degrabă decât să planificăm noi o curriculă strictă. We come up with the topic of the study of birds, but we started with the question and then I asked the children, what do they want to know? What do they know and what do they want to know? Pornind de la această temă legată de păsări, am început cu o întrebare pentru copii. Am întrebat ce știu ei despre acest subiect și ce ar vrea să afle. So based on that, we start to plan activities. So they come up with ideas of how to attract birds. So perhaps plants, certain plants that grow berries, maybe build some bird boxes. So from that, we'll bring in mathematics. Measuring things. Am pornit de la acest plan și i-am întrebat ce anume vor să învețe. Vor să învețe cum să atragă păsările, cum pot face acest lucru, de exemplu, cu ajutorul plantelor, să avem, de exemplu, diferite tipuri de fructe care cresc în pădure sau să construim căsuțe pentru păsări. Și aici a intervenit și partea de matematică, cum să facă măsurătorile aferente. So the course that I attended and completed gave me a lot more confidence to teach in the outside area and taking the pupils outside. It is easy sometimes to just have a worksheet in class to do things, but the course pushed me out of my comfort zone really to think outside the box and think of different ways to make it more engaging.
Cursul la care am participat și pe care l-am absolvit m-a ajutat să-mi sporesc încrederea în mine legat de predarea în aer liber, faptul de a duce elevii în aer liber și a ține cursurile afară. Pentru că, desigur, e foarte ușor să lucrezi în clasă, pe baza unor fișe pregătite, dar faptul de a preda în aer liber pentru mine a însemnat o ieșire din zona de confort, din zona mea de confort și adoptarea unei gândiri creative. So in the picture in the bottom corner, the children have told me what they know. They've got some background knowledge of birds. Some of them have a garden, some of them don't. They've told me what they want to find out. And based on that, I can now plan the next steps of what we're going to do in maths, language, science. În imaginea de jos, copiii mi-au spus ce știu ei despre păsări, pentru că unii dintre ei au grădini acasă, alții nu au. Am flând ceea ce cunosc ei deja despre păsări. Acest lucru îmi permite să planific pașii următori, cum să abordez acest subiect din punct de vedere al matematicii, al limbii. So the top corner with the toilet rolls is we've turned those into little collecting boxes of sorts, really, for children to go outside and collect different items and just to get used to the outside area and see what's in our environment. În partea de sus a ecranului vedeți acele rulouri de la hârtia igienică pe care le-am folosit, iată, pentru a semăna plante. Prin aceasta am vrut să învățăm pe copii cum să folosească de ceea ce găsesc în mediul înconjurător, în aer liber. And then in the bottom corner with the numbers, these are just more natural resources that can be used in the outside area just to make it a bit more like the study of number, a bit more engaging really than just being stuck in the classroom. Iar în partea dreapta jos, în imaginea cu numere, este vorba mai degrabă de resursele naturale pe care le găsim afară. Este vorba de a face partea de matematică și de numere mai antrenantă decât am putea o face în sala de clasă. And then in the next picture, this is some more maths that we've done in the outside outdoor area. And this is using chalk to just do some writing, to think of some positivity quotes to lift morale. În fotografia aceasta vedeți cu cretă în colecție de matematică în care am vorbit despre numere și am scris citate pozitive care să ne ajute să ne îmbunătățim starea de spirit. So teaching's obviously changed a lot with social distancing and masks, and I feel that using the outdoor area, and we're really lucky in my school, as Magda knows, that we've got quite large grounds, so we're trying to take full advantage of those really, just because it's a much nicer environment outside to be in, and also it's more engaging, and the children sometimes are a lot more interested than just being in the class with me, or, you know, in the outside area. Odată cu contextul acesta al pandemiei și distanțarea socială care s-a impus și portul măștii, situația a devenit mai dificilă. De aceea, faptul că ne putem permite să ținem orele în aer liber este, după părerea mea, un mare avantaj. Suntem foarte norocoși că avem aceste suprafețe mari în aer liber, care, după cum știe și Magda, ne permit să ținem cursurile afară, să facem cursuri mai plăcute, mai antrenante pentru copii, pentru că o astfel de activitate în aer liber crește interesul copiilor. And then in the next slide, something that not just myself but the other staff were nervous about teaching outdoors more was the dangers and the risks. Un alt exemplu de curs pe care l-am ținut afară, nu doar eu, ci și ceilalți colegi, a fost să vorbim despre pericolele și riscurile cu care ne putem întâlni în aer liber. Something I felt that was really important that I took from the course was that to teach children to be aware of risk rather than take the risk away. And by making them aware of the risk and to cope with it, they would become more independent learners. Un aspect important, după părerea mea, la aceste cursuri este să învățăm pe copii să fie conștienți de riscurile care îi înconjoară mai degrabă decât să tindă să le ignore, pentru că devenind conștienți de ele, ei devin mai independenți în procesul de învățare. So in the bottom picture where you can see the sign with the exclamation mark, this is something I try to do at the beginning of every session.
is I hand these out to the pupils. În partea stângă a ecranului vedeți o imagine cu un semnul exclamării. Este o activitate pe care obișnuiesc să o fac la începutul fiecărui curs când distribui elevilor acest semn. And then as a class we discuss what potential risks might be, uneven ground, nettles, prickles, things like that. Și împreună cu toată clasa discutăm despre ce riscuri potențiale am putea întâlni. Vorbim despre tot ceea ce vedem în jur, inclusiv despre, de exemplu, urzici. And as a result of that, I now feel that the children are more aware of what the risks are rather than just having to take the risk away. They've become a lot more independent in their learning. Și acum, ca urmare a acestei activități, cred că copiii au devenit mai conștienți de riscurile care îi înconjoară și au învățat să fie mai independenți. And then this one is the last one. This is just some other activities that we've completed outside. We've done in the different seasons, we go out and look at the changes. We go and look at the different trees that we have and the changes to the trees. And then on the left is a science experiment to see where insects, if they have a preference for a certain color. Aici vedeți și ultimele imagini din prezentarea mea. Este vorba despre o activitate pe care o desfășurăm în diferite anotimpuri. Ieșim să vedem ce schimbări s-au produs în natură, cum s-au schimbat copacii, spre exemplu. Iar în partea stângă vedeți un exemplu de experiment pe care l-am făcut la ora de știință. Am vrut să vedem dacă insectele au preferință pentru o anumită culoare. And from this I found that we can see something or find something outside and then we can take it back into the classroom to do a deeper study. În felul acesta am constatat că afară putem observa, putem vedea lucruri și apoi ne întoarcem în sala de curs pentru a studia mai în profunzime ceea ce am observat afară. So they might find an insect or a leaf and they might want to research that further or go back into class, look on the internet. Spre exemplu, putem da peste o insectă sau un anumit tip de frunză și dacă vrem să studiem mai în detaliu, putem să ne întoarcem în sala de clasă și să ne uităm pe internet după mai multe informații. So we might create a fact file or an information booklet about something that they found in the outdoor area. Practic, am putea să creăm o fișă de date sau chiar o broșură cu informații despre ce am văzut în aer liber. We might do something on the life cycle of an insect. And it's something that they've chosen to study rather than me telling them what we're going to learn. Am putea, de exemplu, să analizăm ciclul de viață al unei insecte și e un subiect pe care ei sunt mai dornici să-l studieze ei înșiși decât să mă asculte pe mine povestindu-le despre el. Personally, I think it's made the children appreciate the outside environment more and become more aware of our local environment and just enjoy being outdoors, being much more engaged. Personal, cred că astfel de activități au făcut pe copii să fie mai interesați și mai conștienți de mediul înconjurător și să fie mai implicați odată cu activitățile acestea desfășurate în aer liber. We do have the issues of the weather, but we do try to work around that and make sure that we go out in all weather, because it does rain a lot in North Wales. Desigur, avem și probleme legate de starea vremii, pentru că în nordul Țării Galilor plouă foarte mult, dar ne asigurăm că ieșim afară pe toate tipurile de vreme. I'm really lucky that I work in a year group, a mixed year group, but there are 3 classes and I work part-time, so I job share. So there are 4 teachers that work together. Sunt într-adevăr norocoasă să lucrez la un astfel de grup, o grupă combinată care include 2 ani. Avem 3 clase, eu, cum am spus, lucrez cu jumătate de normă și în total suntem 4 cadre didactice care ne ocupăm de aceste clase. So we sort of bounce off each other really with different ideas to bring based on what our classes have chosen to study or would like to find out about. Și practic ne ajutăm unii pe alții cu idei în funcție de ceea ce au exprimat ca intenție de a studia elevii noștri de la clasă.
And that was my mini presentation. That was okay, just to give you an idea of what we do in my class at the moment since the pandemic. Acesta a fost scurta mea prezentare. Am vrut doar să vă faceți o idee despre activitățile pe care le desfășurăm cu clasa mea de la începutul pandemiei încoace. Mulțumim, Laura, foarte interesant. Deja am aflat de la Paul, pentru că pentru cei care au fost alături de noi și în la webinarele trecute, Laura este colegă cu Paul, probabil vi-l amintiți, el vine tot timpul și ne vorbește despre educația outdoor. Thank you very much, Laura. This was very interesting. Those of you who know Paul already, you should know that Laura is one of Paul's colleagues. You know that Paul comes to our meetings and talks a lot about outdoor education. Și pentru că el de fiecare dată ne povestește lucruri interesante despre modul în care se face educație în UK, am vrea să te întrebăm cam cum arată o zi obișnuită a unui școlar mic, ca să spunem așa. And since Paul is always telling us very interesting things about how education is carried out in the UK, we would like you, Laura, to tell us about one day in a life of a small age child, of a small age pupil. Oh my goodness. Okay, well, every day is totally different, but always really good fun. So I have a class of 29 children, like I say, they're a mixed age group. Este fiecare zi este foarte diferită, nu seamănă niciuna cu cealaltă, dar sunt toate foarte distractive. După cum vă spuneam, eu am 29 de copii la clasă și este o clasă combinată din punct de vedere al vârstei. So I do tend to have a set routine in some respects just for continuity and for the children to know what to expect each day. Tindem să avem totuși o rutină în anumite privințe pentru ca elevii noștri să aibă o continuitate și să știe cam la ce să se aștepte în fiecare zi. I tend to teach my maths and language activities in the morning just because concentration is better, I find. Tind să țin cursurile de matematică și de limbă în cursul dimineții pentru că nivelul de concentrare este mai mare atunci. But my setup in my year group and in the foundation phase is very play-based, practical activity-based, but practical and play-based activities with a purpose. Și modul meu general de lucru în grupa mea este axat predominant pe joacă și pe activități practice desfășurate cu un scop. So I tend to do my register in the morning. And then we will have helper have you. So if somebody is the helper in the class, they will come to the front, talk about a topic of their interest. Tind să fac prezența dimineața și apoi avem un ajutor, să spunem, o persoană care ne ajută la clasă și care vine în fața clasei și ne vorbește despre un subiect de interes. I'll then do an introduction of whatever our topic is, or for language or maths or whatever we're talking about in that session. În sesiunea respectivă fac și o introducere a subiectului pe care îl discutăm, fie că este vorba de ceva legat de matematică sau de limbă. And then I tend to work with one school, a small group at the table completing activity. My teaching assistant will also work at the table with a small group. Apoi lucrăm pe grupe mici, fiecare la câte o masă, eu la o masă cu o grupă mică și asistenta mea cu o altă grupă la altă masă. One group of pupils will go in the outdoor area where we have activities set up, and the remaining pupils will pick from activities set up around the class independently. O grupă de copii merge afară unde va desfășura o activitate care deja este prestabilită acolo, iar restul copiilor, restul grupelor rămân în clasă și aleg dintre activitățile stabilite pentru desfășurare în clasă. So the different areas I have are a construction area for building things such as Lego, connecting things together. There might be build a bird's nest, it might be build a castle. In that area, then I have a language area where the children work independently, maybe writing words, copying sentences, creating a story.
Avem diferite domenii despre care discutăm, spre exemplu, avem activitate de construcții, să spunem construcții de clădiri, folosim piese Lego, vedem cum facem legăturile dintre elemente, de exemplu, îi se poate cere să construiască un cuib de păsări sau un castel. Pentru activitatea de limbă, elevii lucrează individual, scriu cuvinte, copiază propoziții sau creează o poveste. Then I have a maths area where there is an activity set up for children to complete in a small group. And I also have iPads with some set mathematical games or language games for them to complete also. Pentru activitățile legate de matematică avem și în acest caz activități care se desfășoară în grupuri mici și avem de asemenea la dispoziție iPad-uri cu jocuri pentru partea de matematică și partea de limbă. And that's how the day tends to be really. I do mostly do maths and language in the morning, but it depends how things go. I don't have like a set timetable for the week, only that I have my set timetable for physical education because we sometimes use the school hall on a rota basis. Cam acesta este programul unei zile din viața unui elev la clasa mea. Nu este foarte strict, dar cum am spus, tind să fac orele de matematică și de limbă în cursul dimineții. Singura oră foarte strict programată în orar este ora de educație fizică, pentru că uneori trebuie să folosim sala de sport a școlii și aceasta se folosește prin rotație. Mulțumim. Dacă am vorbit de cum arată ziua unui școlar, spune-ne puțin cum arată ziua unui profesor, educator, învățător, cum îl numiți. Thank you very much. Since we speak about a day in the life of a small age pupil, please tell us what a day in the life of a teacher, of a primary school teacher looks like. Being asked the same question 1,000 times and hearing my name 1,000 times. Mi se pun aceleași întrebări de 1,000 de ori, m-au strigată pe nume de 1,000 de ori. No, it's really good fun. I love the job. It's just the little children are really innocent, so they're really good fun. I laugh every day. We've got to laugh at school. That's why I think I enjoy being a teacher is because for me the children have got to laugh. If you go to school every day and they see me so often, you've got to have fun and laugh every day at school. Mi s-a pus această întrebare de 1,000 de ori, mi se pun aceste întrebări de 1,000 de ori și m-au strigată pe nume la clasă de 1,000 de ori în fiecare zi, dar activitatea aceasta este foarte amuzantă și îmi iubesc foarte mult munca. Copiii de vârstă mică sunt cu adevărat nevinovați, sunt foarte distractivi, sincer râd foarte mult la clasă în fiecare zi. Ne vedem atât de des și avem obiceiul să râdem foarte mult împreună. Ok. Cam câte ore stau la școală copiii de aceea vârstă? How many hours do children of this age spend in school? So the children start at 10 to 9 in the morning, 8:50, and they finish school at 3:15 in the afternoon, and they have a 10-minute break in the morning, they have an hour for lunch, and they have a 10-minute break in the afternoon. Copiii încep școala la ora 9 fără 10 dimineața și încheie programul la ora 15 și un sfert. Au o pauză de 10 minute dimineața, o pauză de o oră la prânz și încă o pauză de 10 minute în cursul după amiezii. Și cam care sunt materiile în mare pe care le fac? Știu că ai mai tot menționat diferite subiecte, dar sunt anumite materii specifice în orarul lor? What are the subject matters in the timetable? You mentioned briefly some of them, but are there any other specific subject matters they study? Yep, so we cover the whole of the curriculum, maths and language, and then knowledge and understanding, which incorporates science. And then the other topics that we cover that everything. Acoperim tot ceea ce este prevăzut în curricule. După cum am spus, avem cursurile de matematică, cursurile de limbă, mai avem așa numitele cursuri de cunoaștere și înțelegere și în categoria aceasta intră și subiectele legate de știință.
Ok. Și pentru că ai spus la un moment dat că ai 29 de copii în grupă, câți adulți au grijă de acești 29 de copii? Ai spus ceva de un ajutor? Since you said you have 29 kids in your class, how many adults are there to take care of them? You briefly mentioned something about a helper. Yep, so I have a teaching assistant. In the foundation phase, each class has a teaching assistant. In year one and two, we each have a teaching assistant, each full-time teaching assistant. Am o asistentă care este alături de mine în faza de bază, așa numită foundation phase, și trebuie să vă spun că la anii 1 și 2 de școală, fiecare clasă are pe lângă învățător și un asistent. Ok. Și aș vrea să vorbim puțin despre evaluare. Aveți o evaluare standard? Se face evaluare la acea vârstă? Cum știți sau cum știu părinții care e nivelul copiilor? I would like us to talk now about the evaluation. Is there a standard evaluation carried out at this age, or is there any type of evaluation at this age, or how do parents know what their children's level is? Okay, so in Wales we have what's called a baseline assessment, which is completed in reception class, and that's completed in the first 6 weeks of school. În Țara Galilor avem ceea ce se numește baseline assessment, o evaluare de bază care este realizată în primele 6 săptămâni de școală. And parents are informed of that, but that's more for the teachers to see where the child is, what level they're beginning at, and to see where they are on the next steps. Evaluarea aceasta, rezultatele ei sunt aduse la cunoștința părinților, dar este o evaluare utilă mai mult cadrelor didactice ca să știe de la ce punct pornesc cu elevii respectivi și care sunt apoi următorii pași de făcut. In my year group, in year two of my class, there is assessments that are statutory that need to be carried out in reading and numeracy. În cazul grupei mele, de anul al doilea, avem și o evaluare pe partea de citire și cunoștință de matematică, numere. So they are called personalized assessments, and they can be taken when it's convenient for us throughout the year. Aceste evaluări poartă denumirea de evaluări personalizate și le putem face pe parcursul anului în momentul pe care îl considerăm noi cel mai potrivit. And these are carried out all the way up to year 9 in high school, and they're for teachers just to see children's progression. Evaluările acestea personalizate se desfășoară până în anul al 9-lea de școală, deci până la nivel de liceu, și permit cadrelor didactice să vadă care este nivelul și cum progresează elevii. Foarte bine. O să revenim puțin la subiectul legat de asistentul de la oră, pentru că avem o întrebare legat de care sunt atribuțiile unui asistent. Thank you very much. Now, let us come back to the topic about the teaching assistant. We have a question from the audience about the responsibilities, the attributions of a teaching assistant. So I plan the work that I'd like the teaching assistant to undertake, and before the lesson, I brief her on what the lesson is, what are the expected outcomes. Eu sunt cea care stabilesc planul pentru activitatea pe care vreau să o facă asistenta mea la clasă și înainte de începerea orei îi prezint pe scurt care este activitatea și ce rezultate aștept de la activitatea respectivă. At the end of the lesson, I will ask her how the group got on, and was there anybody with particular strengths or anybody that needed extra support? Iar la sfârșitul lecției o întreb cum s-a descurcat grupa de care s-a ocupat ea, dacă s-a remarcat vreunul dintre elevi care a avut o prestație foarte bună sau dacă e vreun alt elev care a avut nevoie de sprijin mai mult. The teaching assistant isn't expected to mark any work. I will come over to mark the work and discuss it with her, and I'll make a note if there's anything significant on the piece of work, if it is a piece of work. Like a worksheet.
Pe partea de notare, asistenta nu are nicio obligație de a da note. Eu mă ocup de partea aceasta de note și discut cu ea despre ceea ce am văzut și dacă sunt alte aspecte de clarificat. And if it's a more practical activity, she'll report back who she felt found it difficult and might need to revisit it. Dacă este vorba însă de o activitate practică, ea îmi spune dacă au fost porțiuni care i s-au părut mai dificile și care, după părerea ei, ar trebui revizuite. Ok, mulțumim. O să revin puțin la profesori. Ce înseamnă munca unui profesor în afara orelor de curs, în afara programului în care stau cu copiii? Au de completat multe documente, pentru că aici în țară știm că toată munca din spate este destul de asiduă. Cum este la voi? Cât timp petreceți în afara orelor de curs muncind, practic, pentru ceea ce se întâmplă în acele ore? Now, let me come back to the teachers and ask you about the workload outside the classroom, besides the teaching activity, because are there many documents that you need to prepare in order to be ready for your activity in the classroom? Here in Romania, we know there is quite a heavy workload for the teachers outside the classroom. Could you tell us how much time teachers spend preparing their classes outside the classroom? Yeah, so we have a set time weekly to prepare in Wales. We are given time in our teaching hours to prepare for lessons. That depends on how many hours you work, if you're full-time or if you're part-time. And we also use an online program for our planning. So it's Do you want me to stop there so you can... Oh. Da, avem un timp stabilit în cursul săptămânii pentru partea de pregătire a lecțiilor. Ca număr de ore, totul depinde de tipul de normă pe care ai, dacă lucrezi cu normă parțială sau cu normă întreagă. And we have the online system where we plan online. So myself and the three other teachers I teach with, we will come together and put our planning online, and that's accessed by our senior management team, our head teacher as well. Pe lângă acesta avem sistemul online pentru partea de planificare a activității. În acel sistem, împreună cu ceilalți trei colegi, punem planificarea pe care am făcut-o și în sistem poate fi accesată de membrii din conducerea școlii sau de directorul școlii. And that online system also has an assessment feature where we can assess pupils against the curriculum to see what progress they're making. În sistemul acesta online avem și o secțiune dedicată evaluării, unde putem face o evaluare a persoanelor în funcție de curricula pe care avem și în felul acesta să vedem ce progrese înregistrează. So that's made life a lot easier that we can share ideas and share resources and not have to duplicate things. Faptul de a avea acest sistem ne-a ușurat foarte mult viața pentru că ne permite să împărtășim idei, să facem schimb de resurse și să nu ajungem să avem suprapuneri. Mulțumim, Laura. Avem destul de multe întrebări de la comunitatea noastră. Thank you, Laura. We've got quite a lot of questions from our community. Următoarea îi aparține lui Flori Gone, care ne întreabă cât de mult vă bucurați voi de sprijinul părinților în activitatea școlară. Next question comes from a member of the community by the name of Floringone, who asks, how much support do you get from the parents in your community? So we have an app where we can communicate with parents. It's called Dojo. They can contact me, I can contact them. And I can update them on things that are going on in class. I can share photographs with my class community of parents. Avem o aplicație prin care țin legătura cu părinții. Aplicația se numește Dojo. Comunic și eu cu ei și ei cu mine. Acolo pot să-i țin la curent cu ce se întâmplă la clasă și pot să postez fotografii cu clasa.
And on there I can send out resources and give them ideas and updates. Pe această aplicație poți să trimiți diferite resurse pe baza cărora se lucrează, idei și să țin la curent cu ceea ce se întâmplă. But generally parents are really good. We send home a reading pack every week and we no longer send home homework, but we have a reading pack that goes home each week. But generally parents are really good if we ask for support or for them to do things at home, they're good at doing so. În general, părinții colaborează foarte bine. Dacă le cerem sprijin să contribuie și ei acasă, fac acest lucru. Avem în fiecare săptămână așa numitul pachet de lectură, pentru că nu mai dăm teme pentru acasă, dar avem pachet de lectură. Aș putea să întreb ce înseamnă mai exact acest reading pack, ce conține? Could you please tell us what this reading pack is all about? What does it contain? Oh, so we have a reading book, we have an English book and a Welsh book for those pupils in year two. And we're about to send home some high frequency words for pupils to practice at home as well. Avem o carte în limba engleză sau o carte în limba galeză pentru elevii din anul 2 și de asemenea le trimitem în acel pachet și o serie de cuvinte foarte frecvente pe care ei să le exerseze. Mulțumim, o să trecem la o nouă întrebare. Care este norma didactică cu copiii într-o zi sau într-o săptămână? Câte ore lucrează efectiv cu copiii un cadru didactic? Thank you. We go on with the next question. What is the number of hours that a teacher works every day or every week with the children directly? Oh, gosh. Well, we technically have to be in work for 8:40 and we're allowed to leave after 3:40. But within those hours, except for our lunch break, we are with our class. As I said earlier, you have time to plan, prepare and assess based on your contract. Teoretic, eu trebuie să fiu la școală la ora 8:40 și pot să plec de la școală la ora 15:40. În intervalul acesta, timpul petrecut cu copiii este acest interval mai puțin ora de pauză de prânz. În intervalul acesta de timp avem și posibilitatea de a ne pregăti activitatea și de a face evaluările, desigur în funcție de contractul pe care îl avem fiecare. Ar mai vrea să, de fapt, urmăritorii noștri ar dori să știe ce fel de platformă utilizează pentru predarea online și de unde își iau resursele, dacă le întocmesc cadrele didactice sau au anumite platforme, site-uri de pe care le procură, cum procedează. Our audience would like to know what kind of platform you use for the online teaching activity and where do you take your resources from? Do you prepare them yourself or do you take them from, I don't know, a platform or a specific website? So during the pandemic, with teaching online, this is a really difficult one because of all of our different families' scenarios. În timpul pandemiei, desigur, am ținut cursurile online și situația a fost foarte dificilă din cauza contextelor familiale foarte diferite. During the pandemic, when children were at home and we were teaching online, we decided not to teach live, but to prepare lessons for them to watch when was best for them and their family. În această perioadă în care cursurile s-au ținut online, am decis să nu ținem cursurile live, în direct, ci să avem materiale pregătite pentru ei, pe care elevii să le poată urmări când simt ei că este cel mai potrivit, împreună cu familiile. One of the main reasons for this was because we had large families. So if we were live online, that wouldn't work if you had several children in the school. Yeah, sorry, go on. Unul dintre motivele pentru care am optat pentru această soluție a fost faptul că există familii cu mai mulți copii, iar dacă am fi ținut cursurile live, s-ar fi ajuns în situația în care familiile cu mai mulți copii nu ar fi putut să se asigure că toți copiii participă la cursuri. And also they might
They might be working from home, the parents, or they might have one electrical device to share as a family. Și mai există situația în care și părinții lucrează de acasă sau situația în care au doar un singur dispozitiv de pe care se poate urmări cursurile. So we used something called Class Dojo, which is our app that I share all information with. We shared work on there, but there are other apps that we have as well where we can set work online. Am folosit ceea ce poartă denumirea de Class Dojo, o aplicație pe care am partajat informațiile. Apoi am putut încărca materialele online. And we set the work online for families to complete when was more suitable for them, because some parents were still going to work or were working at home themselves, so the pupil could submit it online and then we could mark it. And those apps were apps such as Purple Mash and RM Easy Maths. Aveam și această posibilitate de a încărca materialele online pentru ca copiii să le parcurgă împreună cu părinții când aveau un moment potrivit, luând în considerare faptul că și părinții lucrează de acasă. De asemenea, această platformă a permis și trimiterea materialelor parcurse de elevi și a exercițiilor făcute tot online și noi am putut să le evaluăm și să dăm note. Una dintre aceste platforme se numește Purple Mash și cealaltă RM Easy Math. And we also sent out for those families that would rather work on paper or didn't have access to devices. Although school, we did loan out devices to families, we sent out paper packs of activities as well. Pentru familiile care preferau să facă lecțiile pe hârtie sau care nu aveau acces la un dispozitiv electronic, deși școala a pus la dispoziție dispozitive electronice, însă pentru aceste familii am trimis și pachete cu aceste materiale tipărite. And then we created videos, pre-recorded videos of us on the screen, just like this really, and maybe talking through a story or going over a maths activity and how to complete it. Am făcut și clipuri video în care prezentam cursul, spre exemplu, o activitate de matematică pe care elevii trebuiau să o facă sau prezentam un subiect prin intermediul unei povești. So I did some physical education lessons at home in my living room for pupils to try and do at home. Am făcut chiar și ore de educație fizică de acasă, de la mine, din sufragerie, pentru ca elevii să poată face exercițiile acasă. Pentru orele de educație fizică aveți profesor specializat sau se ocupă tot educatoarele? For the physical education classes, is there a specialized teacher or it's also a class delivered by the primary school teacher? So we're really lucky in our establishment that we have a specialized PE teacher who is employed as the PE teacher. But he also covers the PPA time, which is the planning, preparation and assessment time. Avem norocul ca în instituția noastră să avem un profesor angajat pentru această activitate. Același profesor însă se ocupă și de partea de planificare, pregătire și evaluare. So he releases the other teachers for them to have that time and he covers the whole school. But I teach my class PE. Iar acest profesor se asigură că cadrele didactice au timp clar alocat în orar ca să poată fiecare să țină acest curs. Sunt mai multe întrebări legate de copiii cu nevoi speciale. Sunt integrați în școlile normale sau sunt școli speciale unde ei merg? Cum este la voi? There are several questions about children with special needs. Are these children integrated into mainstream schools or do they attend specific schools? So in my class, children with additional learning needs, I have a plan of action, so my teaching assistant might work with a small group at certain times through the day for those children to work towards their targets.
În clasa mea, spre exemplu, eu am un plan de acțiune dedicat copiilor cu nevoi speciale sau nevoi de învățare suplimentare, cum le numim noi. Iar asistenta mea lucrează într-un anumit interval al zilei cu acest grup mic de elevi pentru a se asigura că fac progresele necesare. But at our school, we also have a unit for children, which has specified teachers to work with those children, and they come from different schools to work as a small group for their targets. În școala mea mai există și o unitate specifică care are un cadru didactic special desemnat care se ocupă de astfel de elevi. Este vorba despre elevi care vin de la mai multe școli pentru a face activități împreună cu acest cadru didactic. Vreau să întreb, mai este încă o întrebare și este interesant de știut. Câte limbi străine învață copiii la vârsta aceea sau fac doar limba engleză? One other question. It would be interesting for us to know how many foreign languages do children of this age study in school, or do they only study English? So in Wales, we in our school we speak English and Welsh. We mainly teach through English, but with Welsh as a second language, that is something that the Welsh government is really working on to develop that further, to have a lot more Welsh speakers. So we teach through the medium of Welsh and English, a lot more incidental Welsh throughout the day, following commands in Welsh, but it's something that we're really working hard on. În țara Galilor, în școli se predă în limba engleză și a doua limbă este galeza. Activitatea de predare se desfășoară în principal în limba engleză, iar, cum am spus, galeza ca limbă secundară. Guvernul din țara Galilor face multe eforturi ca să crească gradul de utilizare a limbii galeze. Mai avem o altă întrebare legată de dacă sunt profesori speciali pentru planificare, predare și evaluare sau un singur profesor face toate aceste activități. Another question. Are there special teachers who work on the planning, preparation and evaluation part, or is there only one teacher who does this activity? So everybody plans for their class. So we're lucky in our school that we have several of one age group to work to plan together, but we don't have anybody that specifically plans for each year group. We all as a school come together now to look at our curriculum as a whole school. În școala noastră, din fericire, toate cadrele didactice planifică activitatea pe care o au de făcut pe partea aceasta de planificare și evaluare. Avem norocul că putem să lucrăm cu toți împreună la această activitate. Nu există cineva specific care să facă planificarea pentru un anumit an. When it comes to assessment, we individually assess online, as I said, and then our senior management team has access to that as well. And planning. Pentru evaluare, cum am spus, această evaluare o facem fiecare individual, online, iar conducerea școlii are acces la evaluare. Mai există o întrebare legată de rolul directorului. Ce face un director la voi? Predă? Care sunt atribuțiile lui? Another question about the role of a school, a head teacher. What does a head teacher do in your case? Do they teach, or more specifically, what are their responsibilities? So that depends on your establishment and how many children you have. We're quite a large school. We have 360 children on roll. Depinde foarte mult de școală și de numărul de elevi. În școala noastră, spre exemplu, avem 360 de elevi înstriși. So our head teacher Paul doesn't teach a class. He's in charge of the budget. În cazul nostru, Paul, directorul școlii nu predă, ci se ocupă mai mult de partea de buget. And the day-to-day running at the school, the staff, the pupils, the parents. Și de administrarea de zi cu zi a școlii, personalul didactic, părinții. And we have 12 classes and 16 staff, I think, full time.
Avem 12 clase și 16 cadre didactice cu normă întreagă. So I don't think he'd be able to cope if he had to teach as well. Așa că cred că în ceea ce îl privește pe Paul nu a reușit să facă față dacă ar mai trebui să și predea. Și așa ca de final, pentru că mai avem 5 minute, nu putem să nu observăm de fiecare dată când avem un invitat din Țara Galilor că nu știu, emanați așa fericire, aveți o... Se pare că la voi în școală starea de bine este undeva la un nivel maxim. Cum reușiți să fiți așa fericiți tot timpul? Now, since you are nearing the end of our meeting, one other question. Now, 5 minutes away from the end of this meeting, whenever we have guests from Wales, we notice that you seem to be very happy. It seems that good mood is very much present in your schools. My question is, how do you manage to be that happy, to have such a good mood? I don't know. We're really lucky in our school that we're all sort of on the same wavelength. So we all tend to enjoy the same things like the outdoor environment and that sort of thing. And we're not just working colleagues, we're friends as well, we're mates, we get on, and that really helps. That's quite hard to find that environment. Chiar nu știu ce să spun. Cred că suntem norocoși că în școala noastră tindem să mergem toți în aceeași direcție. Avem subiecte care ne interesează pe toți, cum am dat exemplul activităților în aer liber. Pe lângă aceasta, dincolo de faptul că suntem colegi de muncă, suntem chiar prieteni și lucrul acesta ajută foarte mult. Something that we've really missed since the pandemic is coming together in the staff room and in the hall when we have our whole school assembly. I've certainly missed that. Un lucru care cel puțin mie mi-a lipsit de când cu pandemia este faptul de a ne putea întâlni cu toți în cancelarie sau în sala de evenimente a școlii atunci când avem evenimente. We also try to go out on, we have staff nights out, we try to go out maybe every half term or at the end of each term, which we also haven't done, just to sort of have a wind down and not talk about work. Mai avem și ceea ce numim noi staff night out, adică ieșiri cu colegii. Le organizăm de obicei fie de două ori pe semestru, fie o dată pe semestru, la sfârșitul semestrului. Și la aceste întâlniri nu obișnuiam să vorbim despre nimic legat de muncă. Something that Paul has suggested that we should do at school, that myself and another member of staff will be in charge of, is the staff health and well-being. So we talked about things that you don't have to do, but if you want to take part, we might do staff yoga, or we might have coffee and cake after work if you want to attend, even to do some team building activities on a weekend, just to sort of come together as we are as friends as well. O altă activitate pe care a sugerat-o Paul și de care mă voi ocupa eu împreună cu o colegă este dedicată activităților pentru starea de bine a personalului. Spre exemplu, să avem sesiuni de yoga pentru personalul didactic sau un eveniment la care să avem o cafea și prăjitură sau o activitate de team building pe care să o desfășurăm în weekend. Foarte, foarte frumos. Probabil că asta contează foarte mult. Comunitatea, echipa din care faci parte te ajută foarte mult să vii cu zâmbetul pe buze la școală. It sounds very good. I believe that the fact of having a team, a community, helps a lot and enables you to be always smiling. Yeah, like I say, we have a good working relationship as staff, that if we have got any problems or issues, we all feel that we can go to each other. We're quite a big school, and now it feels like we're all together as a good team together. I know that I can approach anyone if there's anything I'm unsure of, or if, you know, I need some advice. So that's really important in, you know, what is a rewarding job, but a stressful job as well.
Da, așa este. Faptul că avem o relație foarte bună cu colegii contează foarte mult. Când sunt probleme, dificultăți, știm că putem merge să discutăm liber unul cu celălalt. Avem o școală mare și este foarte bine să știu, spre exemplu, că atunci când am nevoie de un sfat sau de ajutor, pot să merg la oricare dintre colegi și să cer sprijin. Contează foarte mult acest lucru. Și o ultimă întrebare, promitem, pentru că acum am văzut-o și se pare interesantă. Dacă există o evaluare a cadrelor didactice, pentru că am vorbit de evaluarea elevilor, se face o evaluare a cadrelor didactice, cine o face, cum se întâmplă? One last question, I promise this is the very last. Okay. It's very interesting. Since we spoke about the evaluation of pupils, please tell us, is there any evaluation for the teachers? Of teachers. If so, who does this evaluation and how is this carried out? So this has changed a lot in the last few years. It used to be a lot more formal. So the head teacher or the senior management team would come and sit in your lesson and watch you. But that's changed now. We don't do that now. Situația s-a schimbat mult în ultimii ani. În trecut, evaluarea era mult mai formală. Directorul școlii sau un membru din conducerea școlii venea și asista la ore și evalua cadrul didactic. So what we have now are what are called learning walks. Our senior management team will come around and talk to the pupils, have a look at the class. It's a lot less formal and it's more about what the children have taken in and what they've learned, really. Acum situația este mult mai puțin formală, avem așa numitele learning walks. Practic, membrii din conducerea școlii vin la clasă, vorbesc cu elevii, văd ce au învățat elevii. Accentul se pune mai mult pe ce au învățat elevii. Mulțumim! O sugestie din partea urmăritorilor este să veniți și în România să ne învățați puțin din starea asta de bine, să ne transmiteți puțin din starea voastră de bine. One suggestion from our viewers now at the end of the meeting. The suggestion is for you to come to Romania and teach us a little bit how we can explore and feel this state of good mood, of well-being. Oh, that would be nice. Yeah, I'd love to come. Ar fi foarte bine, mi-ar plăcea mult. Ok. O să ne gândim la asta. We are going to consider this idea. Yeah, that sounds good. That sounds good. Îți mulțumim, Laura. La fel, se vede că faci ceea ce faci din pasiune, că îți place ceea ce faci și îți mulțumim că ai avut disponibilitatea de a veni alături de noi și ne-am împărtășit din experiența ta. Thank you, Laura. We can see very well that you are passionate about your job and you enjoy what you are doing. Thank you very much for your ability to meet us and share with us from your experience. Thanks for having me. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Dacă vrei să le transmiți ceva de final urmăritorilor noștri? Would you like to say something to our viewers now at the end of our event? I hope you've enjoyed hearing of what education is like in Wales and I'd like to hear more of what other teachers are like across the world as well. It'd be really interesting. Sper că v-a făcut plăcere să ascultați cum se desfășoară procesul de educație în Țara Galilor și mi-ar plăcea și mie să aflu mai mult din partea cadrelor didactice despre cum se desfășoară activitatea în țara dumneavoastră. Ar fi foarte interesant. Mulțumim mult! Cu siguranță o să mai avem discuții pe această temă. Thank you very much. I'm sure we are going to have other talks on the same topic. Mulțumim la Anca pentru traducere. Ai fost de un real folos. Mulțumim că intermediezi toată această comunicare. Acum, pentru că suntem la finalul întâlnirii, vă reamintim că am postat formularul, link-ul pentru a accesa formularul de acordare a diplomelor de participare. În cazul în care încă nu aveți un cont activ pe platforma noastră, prima dată trebuie să vă activați acel cont, după care reluați acel formular, îl accesați din nou și o să vedeți că o să vă apară doar secțiunea de feedback pe care trebuie să o completați. Dar în cazul în care deja aveți contul activ pe platforma
platforma noastră, trebuie doar să introduceți datele contului, username-ul și parola și astfel o să vă redirecționeze către formular. Menționăm că diplomele nu se trimit pe loc, ele o să ajungă la toți în jur de 2-3 zile în funcție de numărul de accesări, așa că nu vă speriați în cazul în care nu o să primiți, nu știu, până de mâine, de exemplu, pentru că ele o să ajungă undeva până luni, cu siguranță o să ajungă la toată lumea. Și de asemenea, vă amintim că link-ul este activ până mâine dimineață, așa că aveți timp să-l accesați în seara aceasta și să-l completați cu feedback-ul dumneavoastră, care este foarte important pentru noi. De fiecare dată citim mesajele din partea dumneavoastră și este foarte important să știm ce ați dori de la noi și ce face bine sau nu facem bine, bine, ca să schimbăm acest lucru. Mulțumim, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!